Salutare la toată lumea. După o pauză de aproximativ un an de zile, o să vă prezint pe interior și pe exterior camionul cu care urmează să lucrez. Și lucrurile pe care le-am luat eu cu mine în geantă. Cam așa arată pe interior. Aici am vestă reflectorizantă, mănuși de protecție, ochelari de protecție, căști de protecție. Aici e patul pe care eu dorm. Și o să dorm următoarele câteva săptămâni sau luni. Patul de sus stau gențele, pline cu haine, ciorapi. Aici am rucsac, aici am mașină de spălat mică, lighean pentru orice eventualitate. Aici stă laptopul meu, o tabletă, un telefon de rezervă, o bucată de lemn ca să pun laptopul. Bocanci 40 de euro cost aproximativ. Bocanci de protecție cu fier la dezite, fără ei la încărcare nu prea accept, nu prea, dar deloc. Clătitorul meu de gură. Aici colegul a lăsat un cuțet, o lamă, arici de plastic. Ușa cam face gălăgie când se închide. A fost ruptă de vânt, probabil. Așa, navigatorul, cel mai important instrument. LGV-800MTD. Se conectează fără internet la datele despre trafic. LGV-800MTS are nevoie de internet ca să recepționeze datele despre trafic de pe traseu. Uite așa un suport pentru telefon. Vreau să nu stau cu telefonul în mână cât de cât mai bunișor. Două baterii portabile, una mai mare, una mai mică. Patru porturi, aici are un port. Asta o folosesc ca să alimentez acest dispozitiv pentru muzică. Conectez telefonul la AUX fără fier, prin Bluetooth. Și îl alimentez la sursă de curent separată. Scărcată bateria la navigator. Așa. Aici am tricouri. Tricourile sunt foarte importante. Minim două pe zi să am de schimb. Aici stau tricourile curate. Aici cele care trebuie să le spăl. La spălat. Aici la fel am ciorapi, periuța de dinți, pasta de dinți, la fel stă la îndemână. Așa. Fierbător. Fierbătorul era 27 de euro, acum e 45 de euro. S-a scumpit, a exagerat cu prețurile. Asta e unicul GoPro care mi-a rămas. Dar nu-mi place deloc calitatea cum filmează comparativ cu cele mai noi. Aici în sertar sunt CMR-urile la îndemână, capsatorul, ștampila, aici carnetul și la fel mănuși de protecție. Aici în carnet notez programul. Ora de pornire când dau startul, când încep, ora de oprire când închid programul, kilometrajul
de pornire. Când pornesc dimineața, scriu kilometrajul și ora de pornire. Seara când opresc, dacă e seara, nu contează. Seara la amiază. Când îl închid, scriu ora de oprire și kilometrajul. Aici notez orele pe ultimele două săptămâni, cât am condus, orele de condus, pictograma, volan, orele de condus pe ziua de azi, ziua actuală, atunci când am deschis programul, și orele de lucru. Nu știu din ce cauză, dar nu le-am notat. Și pauza. Pauza pe ziua de azi. Iată aici este mai clar. Orele de lucru pe data de 3 și pauza. Văd 10 ore 17 minute. Mai are câteva foi libere. Adaptor cu două porturi de la Garmin. Unde stă conectat. Stă conectat prelungitorul, la fel care are, iată aici în comport. Prelungitorul cu patru porturi. Așa. Videoregistratorul, foarte important. Videoregistratorul este cu două sloturi micro SD. Are, iată aici se vede, are modul pentru radare. Detectează radarele la distanță, toate radarele din Europa. Și videoregistratorul, deja asta e camera. Înregistrează pe un slot, pot înregistra pe ambele sloturi sau pot, după necesitate, sper să nu am nevoie niciodată, în caz că se întâmplă un accident, să copii de pe un slot pe altul. Se montează foarte ușor de la Neoline, producătorul. GPS connected. Am depistat camera, acele două camere din față au infraroșu și am depistat. Le-am depistat foarte rapid. Canistri, două canistri de 10 litri, am cumpărat, 13 euro costă una. Sunt și de 20 de litri, dar mai bine separat. Mai bine, mai multe, mai mici decât una mare. Aici, colegul care a plecat, a lăsat apă, gel pentru veselă. Acesta este invertorul pentru laptop, pentru mașina de spalat. Este al meu. Asta este cască. Două hanorace am cu mine. O geacă. Că deja e toamna. Acolo am cabluri. Și cam asta este. Aici am o cască. Protecție, cam urățică, dar nu am încotro să fac rost eu de alta, mai comodă. Rucsacul. Și cam asta este. Aici am aragazul, cratiță, miere de albine. Și niște conserve acolo, ulei, fructe uscate, niște roșii, castraveț, niște fructe, frigiderul este,
frigiderul este cam gol. Pâine și cașcaval. Până și... Acolo am apă și niște produse rămas de la colegul care a lucrat pe camion. Niște cartofi, ceapă. Cam asta e. Mască, accesoriul principal. Aici este aproape marea. Belgienii se distrau ieri la maxim, fără măști de protecție. Iată așa arată camionul cu care urmează eu să lucrez. Marfa este răsturnată. Semiremorca încărcată cu sticle. Iată aici se vede forma la sticlă. S-a răsturnat un palet, nu știu. Marfa este pentru retor și văd că colegul a legat-o 15 din afară. Sigilată, nu pot să o deschid. Sper să ajung așa cu... Sper să ajung așa până la destinație. Să nu fie o problemă.